G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un nou episod de Farm Together pe Barbă Neagră, jocul ăsta care e foarte, foarte subestimat. O tonă de content, grafică superbă, animații demențiale și un preț foarte ieftin, după părerea mea, la cât are jocul ăsta de oferit. Bun, am făcut foarte multe progrese pentru că avem 3,43 de milioane de dolari și am 2,75 de K de diamante. Ei bine, astea sunt foarte importante și le-am făcut cu ferma mea de copaci care îmi generează diamante și în momentul de față avem 33 de minute până când se mai fac alte diamante, ca să putem să le recoltăm. Ăsta, din câte știu, făceau parte dintr-un... O să ne uităm acum la quest-uri, să vedem care e treaba cu quest-urile. Văd că Turnip n-am mai pus până acum, deci este o legumă nouă, din cauza că avem numai level up-uri. Așa că trebuia neapărat să facem și chestia asta, ca să putem să facem level up la aia și să ne dea puțin mai mult și să ne desfacă altele pe viitor. De asemenea, la animale, ar trebui să mai trecă, că n-am mai trecut de mult la animale, dar înainte de toate, hai să vindem legumele recoltate! Bum! Ia uite cât am luat aici. Bun, hai acum să vedem un picuț care-i treaba cu quest-urile. Dacă dăm la quest logs, putem să vedem că avem parasol mushroom 54 din 60. Hai să ne îngrijim un pic de chestia asta, pentru că în momentul de față, eu cred că am pe acele șa niște mushroom-uri. Nu am mushroom-uri pe niciunde, astea sunt alune. Sunt full. Vezi, deci nu e bine. Stai așa că sunt full. Stai un pic, măi. Bă, dar n-am eu mushroom-uri pe niciunde. Uite, e amăgitoare treaba. Este un pic. N-am plantat eu pe niciunde niște ciupercuțe. Curiosos. Ha, cred că am uitat. Cred că m-am ținut să fac chestia asta și am uitat. N-are nimica, le recoltez totuși pe halune și în schimb ăsta vom pune parasol mushrooms. Mi se pare că data trecută nu am putut să punem din cauza că mai trebuia să mai așteptăm, știi? Am impresia că din cauza asta nu am pus, nu că am uitat. Deci, este una diferență, Asman. Este o diferență. Uite că s-au făcut și bananieri, ce tare. Ce tare! Păi și acum, de exemplu, putem să punem. Ia stai un pic să vedem. Parasol mushroom. Nu pot. Într-o oră pot să pun. Wow. Ok. Bun, dar o să fac terenul măcar arabil dacă nu pot să pun. Asta e, n-am ce să fac, n-am ce să fac. Trebuie să aștept ca să punem, ca să putem completa și acel quest. Cât îmi dădea? Două panglici, dacă nu mă înșel. Destul de puțin. Da, exact, două panglici. Breaking news, are nevoie de ducklings, care mergem acum să le luăm. Și avem Holsteiner Horse, care cred că e în facere, mă știu. Berkshire Pig în facere, Ducklings 120. Bun, pă, hai să mergem toată, zic și eu. Mai avem pe aici de vândut niște chestii, pentru că am foarte multe legume la mine. Hai să mai vindem și aici câteva. Ce mi-a dat aici? Ok, cred că... Uite aici legume. Am prea multe legume și mai aveam unde asta de vândut legume, dar nu știu sigur dacă e... e pe aici? Nu e pe aici. Nu mai știu pe unde, mai știu că mai avem unul pe acilișa pe undeva. Hai să vedem, pentru că eu am animalele făcute. Data trecută m-am prins eu de ideea cum că pot să dau mâncare mai multă la animale decât dădeam înainte. Și evident, având mai multă mâncare, au fost și mai productive, știi? Deci ce-i super fucking awesome. Uite, mi-au crescut și bănișorii. Berkshire Pig, asta-i tati, acum facem și noi quest-ul. Ia, op, shit, nu acolo. 41 din 50. 47 și în momentul de față, bum, am făcut 50 din 50. Acum trebuie să mergem doar la Ducklings, unde am două quest-uri care implică Ducklings. Și din câte le văd în față sunt făcute și alea. Sunt acele rățișoare micuțele, de-aia le zice Ducklings. Probabil vine mele de la Ducklings, mâncarea aia, da, un fel de paste umplute pe la chinez. De fapt e prin zona asiatică, Ducklings. Cât avem aici? Nice, 36 din 920. Trebuie să dau mâncare pentru că vreau producție aici. Încă mai îmi trebuie. Deci nu mi ajunge 48 din 920. Deci am făcut, ok, 51 de... e mult. Ne trebuie mult, dude. Ok, umple. Umple că nu-i de joacă. Tot. Full. Așa, bun. Hai să mergem acum la ăștia să-l dăm de mâncare. La căluți, că văd că nu mai au absolut deloc. Pot să-i împing, Jesus, ok, chill. Chill the fuck out, căluți. Mamă, 24 de mii.
24.000. 24.000. Wow, 100.000 cred că am dat pe ăștia. Și culmea, tot sunt pe plus, deci am luat foarte, foarte bine. Mi-aș dori un rucsac să-mi țină mai mult, da? Aici nu cred că am... Ia stai să vedem. Aici nu cred că am... Pa da, Playmont Chicken. Deci am și aici cu quest. Vai ce tare! Vai ce tare! 17 din 20. Stai mă mică că facem aici frumos 20 din 20. Și avem și koi 0 din 20. Păi nicio problemă, mergem acum și pescuim. Și ne mai trebuie banana 3. Deci ăsta e un quest nou. Ce vedeți voi acum, este un quest nou? Eu nu știu pe ăsta și vreau să-l știu. Asta e banana 3. Întrebuie, am 66 de logic, deci o să meargă treaba. Play moroc, ci că l-am făcut. Koi carp 0 din 20. Păi poți să-l facem acum, mamă. Hai să facem peștii. Prima și prima dată, dacă mă înțelege ce vreau să spune. Facem rapid așa. Eu mai am niște pești prin partea cealaltă. Cealaltă, îmi place să zic așa, cealaltă. Cât am făcut? 17 din 20? Nici o problemă, că completăm. Nu vă faceți griji, completăm! A, ce tare, ce mă bucur că facem quest-ul ăsta astăzi. Fine, fine, fine. Să-mi găsesc loc. 15 din 30. Oare îl fac tot? Nu cred că îl fac. 28. Wow! Nu pot să cred că fix 30 din 30 am avut aici. Uimitor. Fucking amazing, man. Trebuie să mai decorez și eu pe aici. N-am mai avut timp să mai și decorez pe aici. Cred că facem un episod odată numai pentru decorații. Pentru că mi-am mai strâns bănișori. Acum am aproape 3K de diamante. Și cu decorațiile cu diamantele le faci. Banii nu prea mă interesează cine știe ce. Pentru că am cu nemiluita și pot să fac în continuu cu pești. Atât timp cât ai pești mulți, poți să faci bani și mai mulți. În principiu. Stai așa. Bun. La pești mergem acum. Hai să finim și ouă. Du-te-mi, am de undeva ouă, dar nu știu unde. Dar mai am niște peștișori pe aici. Și pe ăștia am avut într-un quest. Piranha, piranha. Cât facem, cât facem. Gata, bow tie or necktie. Nice, și avem 26. Dacă vă uitați cu alea sus, unde sunt acele panglici roze, eu am fucking 26 acum, boys. 26, este uimitor. Și acum pot să fac multe lucruri cu chestia asta, pot să mai îmi cumpăr chestii. Faine, fainoșage. Și ar trebui să mai și recoltăm pacilișa. Să mai recoltăm niște plantuțe. Da. Și mai trebuie să mai merg. O să ne teleportăm acum și la albine. Să vedem dacă s-au făcut albinele. Aia de obicei să fac destul de rar. Destul de rar. Și pe astea. Normal ar trebui, din moment ce am terminat un quest, ar trebui să ni se fi desfăcut al quest. Deci aici mai trebuie parasol, mushroom și termin cu ăsta. For science mai îmi trebuie ducklings, trebuie să aștept să se facă. Chest for the newlyweds, îmi trebuie Holsteiner horse care l-am pus. Avem 100 de cai și trebuie să mergem la ei acum. Și Jersey Giant Chicken, 0 din 70, trebuie să-i punem și pe ăștia să-i facem. Bun. Stai să mai vin de aici și hai să mergem acum să ne teleportăm la albine. După care mergem rapid, rapid la cai. Dar nu înainte să vindem ce pește mai avem pe aici, ca să nu se împută la noi în rucsac. Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Gata, bun. Și acum, dacă ne teleportăm colea, BOOM! O să vedem că albinele încă nu... bă, da, albinele s-a făcut! Cât îmi dă, mă? 5 diamante și 20 XP îmi dă. Nu vreau asta. Chiar nu vreau să fac asta. Hai să luăm albinele, că toți suntem aici. Nice, pentru că din miere putem să mai scoatem niște panglici roze. Adică cel mai scump lucru în jocul ăsta, ălea sunt. Și nu avem decât 26 momente de față. Am intrat că poți să intri pe alte ferme și voi puteți să intrați la mine. Dacă ne regăsim în joc, puteți să intrați la mine cu alea așa pe fermă. Și cine are Farm Together, ziceți-mi și facem cumva poate. Vă anunț înainte să joc, vă anunț pe Facebook. Și cine vrea să joace, vă poftesc pe ferma mea acolo așa. Și am dat-o, e publică practic, știi? Și am intrat la cineva, avea 200 și ceva de panglish. Mai de cap, mă. Zic, what the fuck, man? Ești bogat, dude. Asta, ăla cred că strângea de foarte mult timp panglish. Nu știu ce avea de gând să facă cu ele, dar avea. Avea să-și pună și în cap. Și da, putem să ne organizăm o dată. Dacă aveți jocul ăsta, îmi ziceți. Nu să fie crăcuit, să fie cumpărat, că altfel nu cred că merge. Adică categoric nu merge. Și facem o dată o sesiune de asta publică.
anunț pe Facebook data viitoare când mai, când mai joc și filmez și intrăm mai mulți. Facem pacile și treburi, chestii, ne jucăm alea. Mi se pare că poți să și vorbești în joc dacă nu mă înșel. Nu știu, sigur trebuie să fac un pic de research. Uite, vezi chestia asta, nu știu dacă poți să vorbești. Știu că ai chat, adică poți să vorbești cu alea așa în chat, dar nu știu sigur dacă poți să vorbești cu microfonul. Cred că ar fi super fain dacă am face o sesiune de Farm Together. Chiar sunt curios dacă jucați jocul ăsta. Bun, gata cu pălăvrăgeala. Am recoltat cu alea așa. What? Ah, ok, gata, gata, mi s-a terminat astea. Hai să dăm mâncare și la puicuțele astea sau le-am dat? Pare că le-am dat. Și acum o să ne teleportăm, bom, bom, la căluței colea, care sunt undeva prin dreapta. Am livezile astea care sunt foarte mari și livezile o să le las. Mamă, avem de recoltat la toate animalele! What the fuck, man? La toate animalele am de recoltat, Jesus! Mamă, dar cai ești... Eu nu știu ce fac, ce generează cai până la urmă. Eu n-am luat nicio recoltă până acum de la cai. Ar fi prima dată acum dacă aș face. Dar mănâncă toată cai la mâncare. Văd ce sar în sus. Și da, pot să sar și în jos. Înainte să mă corectați, da, se poate sări și în jos. Merino sheep? Bă, mă, lași. Merino sheep? Bă, măcar să se merite investiția, știi? Hai să dăm mâncare aici. Dă-i full, vreau. În stânga jos putem să vedem acolo câtă mâncare e nevoie. Aici am mai putea lua lame ca să umplem și locul ăla din dreapta. Și dacă tot avem treaba asta. Bun, hai să dăm mâncare și să umplem și locul cu lame. Cred că o să trebuiască să mai fac eu după aia, dar în fine. Nu! Nu! Q. Și intrăm la lame. Unde sunt lamele? Astea sunt lamele. Mi se pare că le-am peste albe, nu? Yep! Ia de aici lamă. Nu e albă, e mai mult gălbejoară așa un picuț, nu e chiar albă. What? Hai că merge bine, merge bine, merge bine, merge bine. Am un joc care mi se descarcă în momentul de față pe Steam. O să vină și pe... E un joc horror. Nu mai știu cum se numește. Și credeam că merge jocul ăsta puțin... Credeam că Farm Together merge puțin sacadat din cauza că am jocul care mi se instalează. Și e posibil să-mi frameze un picuț din cauza asta. Da. E un joc de groază. Ceva cu Destiny, parcă nu mai țin minte exact. Hai să umplem și aici. A, și să le dau și la vaci de mâncare, dude. Da, așa, unde sunt? Uite aici. Să le dăm și o soră de mâncare, gata. Punicez! Nice. Lelevanțică nu o luăm acum. Dar mergem să vedem aici. Avem miere, 5 diamante, 25 de drăcii. Ce fac cu alea? Am 25 de niște lucruri. Ce fac cu astea? Stai puțin. A, 13 cutii de lapte? What the fuck? Ce e aia? Nu-mi dau seama. Aici e lână. Atât. Așa, și mai avem niște chestii, niște legume, niște astea de vândut. Hai să mergem la standul ăsta de aici. Da, mă gândeam eu că avem. Avem aici un stand foarte mare de fructe și legume, dar nu... Prea, de fapt, de fructe cred că era, dar nu prea l-am folosit până acum. Bun, și să pescuim și astea. Așa, pe nocturn. Gata, am obosit. Ăștia nu-mi dau prea mult, dar cât de cât încât să mai vând și eu câte un peștiuc pe aici, pe acolo. Uite, na, că putem să și vinde. Mai face și noi câteva dihamante. A, nu mai am. A, ok. Dar uite, pot să vând niște fructe aici. Shit. Mai am bananiere aici, nu știam, am uitat de bananiere ăștia. Vezi, pentru... Dacă nu mai aveam în quest-ul ăla banane, uite, aveam aici o grămadă. Ce fain, man, ce fain. Ce quest-uri mai avem? Petal to the Metal Jersey Giant Chicken. Poate să o facem data viitoare. Primim 6 panglici și aici primim 10 dacă luăm Holsteiner Horse. Eu am 100, mi-mi trebuie 40 la recoltă. Deci... Mă gândesc eu că se va împlini. Bun, atât pentru episodul ăsta. Nu uitați, lăsați-mi în comentarii dacă suntem unde ajuns. De mulți o să vă anunț pe Facebook, practic în ziua în care eu o să filmez, o să vă anunț cu mult timp înainte și o să vă dau o oră și eventual putem să ne și găsim acolo pe Farm Together. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, v-am salutat!